Salutare hutinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, așa că rupeți cu toții butonașul de like și de subscribe, pentru că în această clipă, pe acest episod, o să avem 999 de Slenderman în colțul din stânga și 999 de Granny în colțul din dreapta. Așa că sunt tare curios cine o să câștige. Dacă voi știți deja, să-mi scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să câștige Slenderman sau dacă credeți că o să câștige Granny. Hai să văd acolo cu toți, să scrieți în comentarii. Și încă un anunț foarte important: fac live-uri zilnice pe Trovo, aveți acolo primul link din descriere, mergeți cu toții și rupeți butonașul de follow dacă vreți să ne vedem acolo pe live. Deci haideți cu toții acolo să văd toată susținerea hudinașilor, un follow frumușel, nu costă absolut nimica, primiți notificare de fiecare dată când fac live, aplicația o găsiți și pe telefon, căutați acolo pe App Store sau pe Google Play, căutați Trovo, instalați aplicația, vă faceți cont gratuit și puteți să intrați acolo să dați un follow, aveți primul link din descriere. Haideți cu toți acolo să ne vedem pe live-uri. Bun, deci am zis că o să avem 999 de Slenderman și 999 de Granny. O să fie nebunie, băi, deci o să fie nebunie totală, de-abia aștept să văd cine câștigă. Hai să ne apucăm să facem arena. Bun, deci bam, spargem ăsta, stai așa să-mi pun mânocul, spargem ăsta, aici avem nevoie de un command block, o să mi-l dau acum frumușel. Fieți atenți aici cum lucrează hudinașul. Op, nu aici. Trebuie să dăm pe T și scriem aici give around S și scriem așa command block ăla și dăm enter. Avem un command block, îl punem aici frumușel, după care mergem pe partea asta altă, ne luăm un bloc de diamant, îl punem, nu chiar așa, un pic mai așa, hopa, punem, băi, diamantul și mai avem nevoie de un lever. Așa, bun, luăm leverul frumos așa și îl punem aici. După care mergem și pe partea asta la altă, facem exact la fel, doar că îl punem în partea asta. Bun, punem un command block, ne urcăm puțin tel și punem aici un diamond block. După care punem și un lever. Și acum ne apucăm să scriem codul. Stați așa să vedem cum este Slenderman-ul. Să nu scriu greșit. Deci Slenderman. Ok, e trecut bine. Bun, și acum băgăm codul aici. Scriem summon și scriem așa random, două puncte, hai că am scris și eu random dacă e, deci random, mă, prietene, mă, deci random, așa, random, bun, și două puncte și venea aici Slenderman. Am zis oare în colțul din stânga, stai așa, bă, sunt bine, nu, aici vine Slenderman, acolo vine Granny, deci aici trebuie să scriem Granny. Așa, că am zis la început în colțul din stânga Slenderman. Deci punem aici în stânga Slenderman și în dreapta lăsăm Granny. Bun, și acum scriem aici și tot la fel. Summon. Random. Două puncte și scriem Slenderman. Slenderman, nu? Ia să vedem, am scris bine. Da. Slenderman. Ok, deci avem aici Slenderman. Bun. Mai trebuie să mai facem încă o chestie, să activăm aici, spunem pe repeat și la fel și în partea cealaltă. Punem și aici tot pe repeat. Bam, bam. Închidem ușițele acum de aici, să nu cumva să avem surprize. Și acum ne apucăm să tragem de manete. Și când am tras de manete, or să se spawneze aici o grămadă de Slenderman, dar și o grămadă de Granny. Hai să vă arăt cum stă treaba. Ia uitați aici, deci tragem maneta asta, bam, și mamă, ce de Slenderman, băi! Aoleu, și ăștia dispar și apar, mamă, o să fie bunie, mamă, ce de Slenderman. Și acum să dăm drumul și la Granny. Și toate Granny sunt acolo una peste alta, băi! Mamă, cum au sărit bunicuțele, băi! Deci era una peste alta și au sărit dintr-o dată, ia uite, Slendermanii deja vin la atac! Aoleu, cât Slenderman și câte bunicuțe! Mamă, băi, deci e nebunie totală, hudinașilor. Ia uitați-vă aici și începe lagul ăla blană rău de tot. Dar din păcate nu avem ce să facem, băi, pentru că avem nevoie de 999 de Granny și de 999 de Slenderman. Gata, Slenderman îi opresc. Mamă, ce lag e aici, bă. Mamă, ce lag e aici.
Aoleo, trebuie să trag maneta, am tras maneta. Și acum mă duc și la Granny frumos. Și trag și aici maneta. Deci este tot lagul de pe lume, bă. Ai de viața mea. Deci avem 999 de Granny și 999 de Slenderman. Mamă, deci fac ăștia un lag de nici nu te poți mișca, frate. Ia uitați-vă ce e aici jos. Doamne, și scrie pe tot ecranul Slenderman. Ia să scot așa să vedem mai bine. Mamă, deci e nebunie totală, frate. Ia uitați-vă ce e aici. Și stați așa că trebuie să mai facem o schemă. Dar nu știu dacă mai pot, sincer să fiu. Slenderman ăștia văd că au sărit. Trebuie să trag astea, cum se numesc, băi? Să trag ușile. Oare pot să trag ușile astea? Am deschis o ușă. Încă una, ăla-i. Și să le deschid și pe astea de aici. Mamă, au venit nebunii, bă. Au venit nebunii, frate. S-au băgat, nu mai pot să fac nimica. A început nebunia. Da, ia uite, băi, au tăbărât toți Slendermanii. Ia stați așa, să văd mai bine acum. Mamă, deci e un lag. Sunt curios cine o să câștige. Dacă nu mi-ați scris până acum în comentarii care vor fi câștigătorii, să-mi scrieți acum, pentru că e nebunie. Deci e nebunie totală, uitați-vă aici jos. Uitați-vă și voi. Aoleo, hai să vedem și de la apropiere. Ia uitați aici Slendermanii cum stau, bă. Eu pariez pe Slenderman, nu știu de ce, băi, de fiecare dată a câștigat Granny, dar de data asta cred că o să câștige Slendermanii. Mamă, ce lag este, deci este un lag infernal. Cu siguranță au fost cel puțin 999 de Slendermani și 999 de bunicuțe, băi. Și aparent Slendermanii au intrat peste toate bunicuțele. Mamă, deci e nebunie totală, bă. Ia uitați-vă aici. Cum se înghesuie toți acolo să ajungă la bunicuțe. Mamă, deci, băi, deci Slendermanii jur că sunt invincibili. Deci invincibili sunt Slendermanii. Ia uitați-vă și voi. Hai de capul meu, deci nu ai cum să o dai cu ei, frate. Deci eu așa zic, că ori să câștige Slendermanii, bunicuțele, după părerea mea, n-au nicio șansă, bă. Nici măcar o șansă să te mai apare, da. Ia uite cum apare acolo, scrie Slenderman, Slenderman. Mamă, deci e nebunie totală. Hai de capul meu. Și uite, ăștia stau aici la... Deci ăștia stau aici relax, băi, Slendermanii ăștia, bă. Deci ăștia stau relax, frate. Ia uite cum arată. Și hai să mă duc așa frumos și către bunicuțe. Mamă, ce lag e aici, bă. Cred că s-au cam dus toate bunicuțele. Au mai rămas câteva aici în colț. Au mai rămas câteva în colț, bă. Mamă, de ce jale. Aoleu, ia uite cum s-au strâns toți aici, bă. Sunt nebuni, au luat-o razna. Doamne ferește. Deci așa ceva n-am mai întâlnit, sincer vă zic. Deci Slenderman din ăștia n-am mai întâlnit. Aparent e plin de Slendermani, băi. Eu cred că au tot dispărut și bunicuțele n-au apucat să dea în ei. Și fiind foarte mulți, au tot dispărut, au apărut alții, bam, 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 bam. Și n-au apucat, nu știu, bunicuțele să dea în ei, pur și simplu. Au câștigat Slendermanii, hudinașilor. Deci au câștigat Slendermanii și cred că sunt toți în viață. Sincer, nici nu știu dacă a murit vreunul, bă. Deci aparent au rămas o grămadă de Slendermani. Dacă pui 999 de Slenderman versus 999 de Granny, bunicuțele n-au nicio șansă, băi. Deci nu pot să o dea cu Slendermanii. Și felicitări Slendermanilor. Mă duc să fac acum o baie în Slendermanii. Aici, ia stați așa. Să mă vedeți și mă arunc între Slendermani. Uhuu! Cam ăsta a fost episodul, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, houdini.insta, v-am spus acolo, primul link din descriere vă duce către Trovo, unde fac live-uri zilnice, nici nu mă mai văd de Slenderman, ia să scot așa puțin capul la iveală, deci acolo pe primul link din descriere fac live-uri zilnice, mergeți cu toți acolo și rupeți butonul de follow și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod, băi, deci nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat cu Slendermanii, frate. Doamne ferește, e jale rău de tot. Pa, pa!